Un studiu realizat de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, care evaluează percepția populației privind risipa alimentară în România, a relevat un clasament al produselor cu cel mai mare risc de risipă. Specialiștii remarcă și o schimbare de paradigmă în comportamentul de consum generată de majorarea prețurilor. Românii sunt ceva mai cumpătați și mai atenți la ce și cât cumpără. În același timp, segmentul de delivery ajută și el la o mai bună gospodărire a alimentelor pentru acele restaurante care nu mai prepară decât ce s-a comandat deja. Credeți că românii mai aruncă mâncarea? Eu cred că da, că ei nu au, îmi pare rău că spun asta, educația care ar trebui să fie și să cumpere exact cât consumă. Că acum se găsește în toate magazinele, nu mai sunt lipsă de marfă și așa mai departe. Ce credeți că ar trebui să facem pentru a evita risipa alimentară? Păi să fim mai cumpătați, să ne uităm și la buzunar și să ne comandăm cât trebuie. Dumneavoastră aruncați alimente? Nu. Nu arunc. Fructe, legume, absolut. Nu arunc, nu. Nu arunc, fiindcă cumpăr exact cât îmi trebuie. Și atunci nu arunc nimic. Chiar și așa, risipa alimentară rămâne un fenomen greu de gestionat în România, mai ales că ea are efecte în mai multe planuri, la consumator, în magazine, în restaurante sau cantine. Cea mai mare risipă de hrană se înregistrează în mediul urban, în timp ce în comunitățile rurale se folosesc metode tradiționale de valorificare a resturilor de alimente în gospodării. În mediul urban, peste 95% din resturile din municipii ajung la groapa de gunoi. Costurile asociate risipei de alimente sunt de cel puțin două feluri, costuri economice și costuri de mediu. Credeți că mai aruncă românii mâncarea? Ei, mai aruncă pe naiba. Și așa sunt oameni care mănâncă o săptămână mâncarea. Poate de 3-4 ori mănâncă aceeași mâncare. Dumneavoastră aruncați mâncarea? Măi, eu drept să spun, nu, cum să spun, am copilul mare, uite cum sunteți voi și lucrează și eu unde lucrez mănânc, nu prea gătesc, decât la sfârșit de săptămână. Dar n-aș arunca, că acum trebuie să facem exact un pic de economie cu prețurile ăștia, deci nu. Ne mai strângem o țară, ce să facem? Ce credeți că ar trebui să facem pentru a evita risipa alimentară? Să luăm exact ce putem să, deci adică cât mâncăm, deci să nu mai facem pentru 3-4 porții, să facem, să încercăm să facem mai puțin, dar nu se poate, că noi ne-am învățat să mâncăm din toate câte, na, să fie acolo. Să fim risipitori. Și asta e un lucru rău, să știi. Cu toate acestea, nivelul mediu al risipei în rândul consumatorului urban din România a scăzut la 6,5 în 2020, de la 10,43 în 2016, iar pentru 2030 estimările arată că se va atinge obiectivul de reducere cu 50% a risipei alimentare.